împrejurimurile noastre, pe parcursul ei. Iar acum, conectează-te cu părțile sufletești a lui Petruța și Marinia. După o să invităm scuze și pe cei doi fii și pe unul cu femeia. Nu, că la celălalt o să aibă sesiune după. Deci fiul cel mai mic mă interesează deocamdată, da? Dar să asiste, bineînțeles că pot să asiste toți. Da, deci îl văd pe Marin actualmente, dar este ca într-o cutie. Este ca într-o cutie, dreptunghiular, așa ca o cameră. Da. Se aude un zgomot care mă disturbează din ceea ce fac. Țic, 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 țic. În fine. Așa. Deci mă reconectez și îl observ. Din nou m-am deconectat cauza zgomotului. Deci îl văd în acea cutie dreptunghiulară, transparentă, da? Cum ar fi pe la marile magazine ale lumii, acele ascensoare externe, da? Cam da. Așa arată, da? El nu merge de sus jos în această cutie, ci se deplasează, să spunem, în toate părțile. Câte dimensiuni are în cutie? Nu poate fi vorba de dimensiuni, ci de subdimensiuni. Da. Și deci în cutie practic nu are niciuna. El accesează cu asta, dar odată cu el este o ființă deformată care merge odată cu el. Suflet sau spirit? Spirit. Se cunosc ei? Da, este senzația asta de familiar, da. Este o ființă bichefalică, cu două capete. Înțelegi? Deci ca are un... și două minți, cumva? Da. De fapt, știi, sunt, cum să spun, exact cum sunt gemenii aia nereușiți. Dacă nu, cumva și aceia o să sunt tot la fel. Este ca și cum conștiințele astea au existat odată separat, iar acum sunt puse împreună, corp în corp, cum ar veni, dar nu într-un mod natural. Nu este un hibrid natural de așa ceva, ci pentru că s-a pliat spațiul și timpul s-a întâmplat asta. S-a întâmplat în trecutul lui celui care este astăzi Marin, da? Datorită faptului că el a vrut să acceseze ceea ce nu le era cuvenit. Înțelegi? Și deci a deschis niște frecvențe, da? Și din acele frecvențe acolo, da. Au și venit și s-au scurs și informații în rest, da? Și deci rezultatul că această ființă, care era un fel de coleg de serviciu, colaborator pe acea vreme, da. A vrut să închidă, a fost trimis, să spunem, să închidă aceste frecvențe, a avut ca urmare alipirea celor două corpuri, a lui și a ajutorului lui, da? Da. Ei, practic, sunt de pe o planetă care se numește Lantara, da? Dar asta nu înseamnă că nu mă interesează să mă duc pe planeta lor, pentru că este o planetă de ființe fără suflet, da? Deci prea multe lucruri bune nu fac, așa că nu prea am ce observa. În schimb, mă interesează... Deci ei lucrau, lantarienii lucrau împreună cu umanoizi. El era umanoid, cel care este astăzi Marin, da? Lucrau mai multe tipuri de umanoizi, erau înalți așa și... subțirei. Era adus cu forța sau pentru că a vrut ei? Dacă am zis de colaborare, asta rezultă că au fost păcăliți să colaboreze, da? Așa, deci, practic, ei aveau, să spunem, fiecare echipă treaba lui, da?
Deci supravegheau închiderea, deschiderea acelor frecvențe și permiterea unor ființe sau unor informații să insereze, să stocheze. Acolo era un fel de acașă planeta asta unde stăteau ei, știi, ca o memorie acașică, știi? Deci erau înregistrări, da, ale faptelor de pe alte planete, da? Ei au vrut să deschidă, deci au vrut, au deschis. El a fost cel care a apăsat acolo unde nu trebuie, a plecat de la postul lui, cum ar veni, da? Da. Încă alții doi, deci au deschis frecvențele ca să afle un fel de tehnologie reptiliană, da? Intenționau să o trimită, să trimită aceste date poporului lor, da? Da. Și să avanseze, să spunem, da? Da? Văd civilizația din care face parte în acest punct este o civilizație foarte tehnologizată, să spunem, și aveau nevoie de această tehnologie. Practic, ăsta este și scopul pentru care el se găsește aici, da? Adică a avut întotdeauna acest scop, știi? Numai că momentul în care a ales să facă asta, să spunem că era un moment prost, da? Și deci aceste ființe l-au căutat întotdeauna, știi, să repare prostia pe care a făcut-o cu deschiderea, pentru că numai cine a deschis poate să închidă acel portal la loc, da? Și nu are importanță cât timp a trecut, da? Văd implicați și niște insectoizi, da? Sunt verzi la culoare, verzi, fistic. Da. Și el și-a făcut această pușcă de protecție, și-a făcut-o pentru protecție, să fie protejat. Da. Dar, după cum se vede, nu este protejat, da? Cumva influențează totul din jurul lui, de când s-a reîntors, da? El a trecut, nu știu, printr-o spaimă, așa, printr-o frică. Sau unde au fost evenimentele astea, știi, și i-au muiat scoarța, adică a permis să intre anumite chestii în frecvențele lui, pentru că este de curând, da? Actualmente, deci, ființa asta bicefală, sau cele două ființe contopite, cum vrem să-i spunem, da? Deci zice să-i numim Clar și Buz. Aceste două ființe, da? E una din acele nume. Dacă vom spune Clar, va răspunde cel care este Clar. Dacă vom spune Buz, va răspunde cel care este Buz, da? Spune că ei trebuie să rămână suficient de mult în legătură cu el, în frecvența lui, până îl vor întoarce, până îl vor lua un aspect și se va întoarce în ceea ce numim noi trecut. Dar în afară timpul se comprimă și nu are importanță ca acum, da? Adică pentru ei, practic, este ca și cum s-ar fi întâmplat ieri, da? Da. Zice că l-au găsit la asta, la o frecvență de frică și mânie, da? El are inserat asta în structurile lui, știi? Și frica și mânia o are încă, da? Pentru că o produce mereu, pentru că corpul lui actual de marin este învățat să lucreze la aceste frecvențe, da? Deci asta a produs toată viața, este hormonii cu care trăiește, cu care se hrănește corpul, și atunci mintea caută întotdeauna soluții ca el să fie în stări să producă acești doi hormoni, da?
Unul este adrenalina și celălalt nu vine numele acum. Cortizolul, da. Așa, în cerul și mi-a venit. Deci în adrenalina și cortizol stă el foarte mult scufundat, da? Este ca o a doua piele, da? Adică pur și simplu e sănăzare, înțelegi? Chiar dacă nu sunt în prejurul lui situații să provoace, ori să se teamă, ori să fie monios, caută el chichițe să producă, pentru că mintea îl determină să producă, da? Văd așa în casă cum schimbă practic toată energia, da? Aspectul acela, că este un aspect blocat cu bicefalul, da? Așa? Da. Deci, aspecte de ale lui chinuite, da? Ca și cum ar vrea să evadeze din dimensiunea asta, că s-a săturat de viața asta, da? Și peste toate, toate a șternut o mare frică de moarte pentru că vârsta trece. Da? De aceea, el, practic, iar este dezechilibrată imaginea lor de cuplu, da? Adică, iarăși, ea are aspect de fetiță vinovată, da? Iarăși, când interacționează cu el, iar el, tatăl în control, da? Deci, chestia este că i s-a permis foarte mult timp, da? Și așa s-a învățat să trăiască, da? Și să reacționeze, da? Deci, măsurile astea trebuiau luate acum 15-20 de ani, când poate 30 și poate mai mult, da? Când a început controlul. Acum, ceea ce poate să facă ea, de exemplu, este să contracareze efectele, da? În primul rând să-l conștientizeze, da? Și să spună că nu este un copil de 2 ani, da? Când el se înfurie că ea ia telefon. Toată lumea umblă cu telefoane ziua de azi. Copiii abia iasă din maică-sa și umblă cu telefoane. Trist, dar adevărat. Asta este epoca, da? Atunci cum să interzici soție, femeie matură să se uite pe telefon? Și cum permite soția, da? Este vorba și de ce permisiuni se dau, da? Dacă ea întâmpină atitudinea lui cu frică, acele părți de control simt frica și acționează ca atare, da? Da. Acționează ca atare. De nu știu, ea simte tot timpul o frică, da? O frică, da? Bun, vreau să spun că acea entitate cumva s-a conectat și la ea. Deci este conectată cei drept indirect, adică ia energie în plexul solar, iar el ia de la ea. Și se încearcă pentru ea punerea unei căști. Pentru că ei au văzut ce informație deține și sunt conștienți că i-ar putea spulbera legătura în orice clipă, da? Din fericire, pentru situația în sine, acest lucru permite părții sufletești a Petruței să chiar să spulbere această conexiune, această cușcă și tot ceea ce au făcut. Pentru că au atacat-o indirect cei drept, dar au atacat-o, da? Deci nu mai este nevoie de convingerea părții lui sufletești a acelui aspect. Pur și simplu, aspectul rămâne suspendat, da? Deocamdată, da? Da. Da. Este, zice, cu trecerea timpului, la un moment dat, oamenii trebuie să-și plătească, spune, datoriile din trecut și asta reprezintă pentru el o datorie de onoare, da? Pentru că, zice, apoi au fugit de acolo după ce au deschis portalul. S-au ascuns pe Sirius, s-au ascuns pe niște planete din Orion, unde era comerțul ăsta mercantil, știi? Tot felul de chestii dubioase pe niște luni și după aia zice că Terra n-a fost, să spunem, prima lui opțiune. Dar apoi
a devenit o opțiune, da? S-a pierdut în mulțime, zice, este prima dată, practic, după 25.000 de ani tereștri. Deci cu partea asta și cu sinele lui putem discuta cât timp a trecut, da? Când aceste ființe s-au întors și au putut să... a fost vizibil pentru ei, știi, să-i citească prevența și bichefalul să se închidă în... El și-a făcut imediat acea încăpere, să se izoleze, să se protejeze, da? Dar ei... până la urmă au intrat acolo cu el, da? Deci mai rău a făcut că s-a închis la un loc cu ei, da? Văd foarte multă materie analitică în extremitățile lui, da? Deci, în primul rând, în creștetul capului are așa ca o pălăriuță, ca o tichie, înțelegi, de naniți care alcătuiesc practic ca o pâclăvie, știi? Așa, și în timp ce naniții din extremități, cum ar fi la încheieturi, la capătul coloanei vertebrale și la glezne, la picioare, dar chiar sunt picioarele îmbrăcate ca niște totoși, știi? Deci sunt dispersați, adică nu alcătuiesc o formație cum alcătuiește tichia aia din creștetul capului, da? Ăstea sunt dispersați, da? Ca și cum... comenzile lor de activare, de ceea ce trebuia să facă înăuntru lui, încă n-au fost gata, nu a fost timp pentru asta, da? Da. Și totul este privit, știi, de un arhon din fundal care joacă rolul unei ființe benevolente de lumină, dar este foarte mare, așa, și arată ca un înger cu structură umanoidă, să spunem. Da? Așa. Și deci parcă așteaptă, știi, să vadă ce se face, da? Și cât poate să contamineze el apoi, cât poate să ceară bichefalului, da? Și ceea ce mai este, da? Deocamdată n-am lăsat partea sufletească ei să elimine de tot pe bichefal, pe Buz și pe celălalt, pentru că mai avem de pus întrebări, da? Da. Deci am întrebat în primul rând care sunt frecvențele pe care au intrat, da? Da. Deci 31,6, când el ajunge la frecvența asta, da? Și este, clocotește de furie în interior, știi? Deci ajunge și la 1,38. Știi, câteodată, da? Adică se înfurie singur în sinea lui, pentru că asta îi produce în minții, în corp, hormonul cu care este drogată mintea, saturată, da? Da. La fel ca orice altceva, da? Așa, și asta zic, asta am văzut frecvența pe care intră, da? Deci putem să-l ajutăm, să-l învățăm să-și facă un clopoțel pentru scăderea, înțelegi, mai mult decât trebuie a frecvențelor, da? Dar pentru că el este împrăștiat, da? Un aspect este cu ființa aia falsă de lumină, acel arhon, da? Un aspect destul de mare era în lift ca să fie păzit, da? Un aspect este pierdut cumva în trecut, este un băiețandru, iar s-a întors în trecut și se uită la două morminte, da? Sunt mormintele părinților lui, da? Dar el este un alt băițandru dintr-o altă viață, deci este un corp pe care l-a avut, dar mormintele sunt cele ale părinților de pe această viață, da? Conexiunea asta este menită să-l țină în frica de moarte, da? Pentru că în acea viață, practic, la acel băiat, părinții au murit deodată, înțelegi? Adică era bine, armonie, trăiau într-un sat, aveau atâta băiat, aveau, n-a putut femeia să facă mai mulți copii, erau alți părinți, da? Că și el era altul, da? Și practic, deodată a venit o maladie acolo, o boală și
Deci a secerat mult mai mult adult. Tineretul ăsta era mai rezistent, știi? Așa. Și s-a trezit singur și marea majoritate s-au trezit singur, da? Da. Apoi el a plecat de acolo și s-a simțit toată viața vinovat că a fost departe de mormintele părinților și că nu au fost îngrijite de nimeni, au fost abandonate, ca și cum ar fi vrut să-i uite, da? Într-o oarecare măsură chiar a vrut să-i uite, știi? Și văd că mai târziu în această viață s-a întors și deci de aici pur și simplu și-a decimat psihicul întorcându-se, da? Apropo de cei de prin familie care programează, s-a încercat și la mine că că-s mormintele neîngrijite. Da. Ceea ce a iubit nu se află acolo. Uh-huh. Da, într-adevăr, le-am iubit și corpurile la părinți, da? Fețele, da. Atingerea, așa și mai departe, da? Da. Uh-huh. Astea au fost practic numai trecutul, da? Da? Așa și lui zic, să lese trecutul în urmă, da? Uh-huh. Să lese, să vadă de câte ori a murit prin vieți, da? Îți da. Spun și repet și asta, toți trei să retrăiască și fiul cel mic și soția și deci toți trei și să alunge partea asta de moarte, da? Da. Practic, deci este natural. Se trăiește, cine se naște și moare, da? Dacă n-ar muri, ar fi suspect și dubios, da? Ori este sufletul plecat de mult, bineînțeles, prin înțelegere, că altfel nu se poate. Și trăiește altceva, ori este ceva anormal. Da? Da. Ia să vedem dacă are aspecte de walk-in, adică aspecte care s-au atașat la alte corpuri, în alte dimensiuni oriunde. Un aspect de walk-in poate fi considerat acest aspect al băiatului, da? Deși aici este o imagine distorsionată, am zis că se ruga și plângea la un mormânt care, de fapt, sunt mormintele părinților lui din această viață, da? Și înțelege și curăță aspectul, da? Apoi este aspectul care a fost în colivia aceea, dreptunghelară, în cușcă, da? Și iar ăsta este purificat, da? Să vedem cum facem cu aspectul care stă la arhon, da? Am spus, iar v-a zis că ei o s-o atace pe ea cumplit pentru că ea ajută, curăță și scoate oamenii din programe, da? Și dacă nu vrea să o atace pe ea, atunci să stea el cu un aspect la ei, da? Și am spus că ei oricum o atacă, da? Numai că te-a pus pe tine să-ți dai aspectul, da? Iar ea se poate foarte bine apăra singură și poate trimite pe toți în vacuum, da? Și zic, cine ți-a spus, pune-l în fața ta și arată, știi, spre această entitate cum ar veni, da? Îl cheamă Sumar. Da, nu Sumarul cărții, Sumar, așa zice el că îl cheamă, da? Așa. Și zic, bine că zic, vai, mai vreun frate care îl cheamă complet? Zici că întrebarea asta nu și are rostul aici, da? Bun, mai văd o ființă iarăși ca o bufniță, da? În câmpurile lui, da? Stai să vedem și... Sposări frumoase, de ce au o formă de bufniță? Da, păi bufnița e simbolul masonic, da? E sântele păsări frumoase, da? Este simbolul organizațiilor masonice, practic, da? Da. Așa. Deci, văd această caputut de aia. Așa a zis, caputut să ia forma asta, da? Dar are pulpe așa cu defene, dar are se ca de om, da? Și deci îl văd că are o gentuță ca de doctor. Cum aveau doctori înainte la țară, știi? Da. Și îl cheamă Bertrand. Zice că a venit aici să vindece situațiile și că
este trimis de ființele bicefal, da? În caz de ei trag un aspect să meargă în timp acolo, să închidă portalul pe care l-a deschis, da? Făcut foarte mult rău toate ființele ulterior care au participat la chestia asta sau deci s-au deschis interdimensiuni și ei n-au putut face față, că n-au avut parte sufletească, știi? Și atunci ei s-au împrăștiat sau s-au lipit, înțelegi? Sunt o grămadă de deformări, toți care au încercat să repare, știi, portalul, să stupe, să-l închidă, etc., sau să diminueze efectele, au fost așa deformați, da? Unii au făcut-o, cum s-ar zice, din vitejie, nici măcar n-au fost trimiși acolo, da? În orice caz, se merge întotdeauna pe principiu că o entitate nu vine în câmpuri niciodată singure, da? Entitățile de orice tip sunt organizate în ierarhii, da? Deci întotdeauna există un șef, o organizație la care răspunde, pentru că ei de multe ori sunt astfel de tip de societăți, de acolo provin, da? Și au mare grijă, deci capii ierarhici, de orice lipsă și localizează, deci nu se poate... Nu poate exista decât prin ierarhie, știi? Da. Este un aspect care este într-o grotă, așa parcă e gheață. E un câmp așa cu vegetație foarte săracă, mai mult pietros plin de dâmburi, neregulat așa și este o intrare cum ar fi la casele la care știau fereastra la demisol și numai o bucățică de geame la stradă în afară, știi, așa da. Și aici. Așa pare intrarea asta, dar n-are geamuri sau ușă ceva și... Deci este plină de polei, de zăpadă, da? Și el se pune pe burtă și merge acolo înăuntru și alunecă, da? A, știu ce este, este... reconstrucția, știi, cum ar fi o schelă când faci o construcție, știi? Schela este ajutătoare ca să stea oamenii să construiască, să sprijine. Așa și asta e un fel de schelă de trecere, înțelegi? Că el ar fi putut deschide și ar fi alunecat în acel loc, nu știu dacă să-i spunem, în acel timp și spațiu unde a început totul, știi? Povestea da. Cu deschiderea și redeschiderea, da? Da. Deci aici trebuie să chemăm în față, da? Pe cel care conducea acel loc, da? Cu tot riscul să spunem, pentru că trebuie să fie o entitate foarte puternică. Da. Da, a venit, bineînțeles, un aspect, da? Și a luat o de formă. De ce un aspect mare. Nu vine cu totul? Da, nu avem nevoie să vină cu totul. Ai nevoie să vină cu totul, cu toată energia și cu toate tâmpenile care după ea n-am nevoie. Așa, las-o să stea acolo. Deci un aspect de comunicare. Da? La început se numește la, ca nota muzicală sau ca prepoziția. Așa, așa spune, la. Se că port un dialog foarte rapid și am să vă spun apoi ce se întâmplă, pentru că comunică foarte rapid, adică pui întrebarea, dă răspunsul și pune el întrebare, de parcă suntem la interogatoriu bilateral, știi, aici, da. Spune că din punctul de vedere al creației, da, el și-a, cum să spun, și-a înrăutățit soarta, da? Făcând acel lucru și că oricum lucrurile astea ajung din trecut, da? Și că ei nu o să șteargă, că doar cu intenția asta l-am chemat, să șteargă toate datele despre el și să ia aminte să nu mai vină în
câmpurile lui, da? Și în timpul și în spațiul lui și nici al soției și nici al copiilor și să șteargă datele despre el, da? Și zice și în caz contrar ce o să se întâmple? În caz contrar zic că o să vină fără să știți voi când și cum, da? Și o să deschidă nu numai un portal, ci toate butoanele alea pe care le-am văzut, da? Și o să fie nu numai unul lipit, și o să fiți toți lipiți, da? Lipiți sau parțial distruși, da? Este ca și cum a dat drumul unei cantități imense de energie, înțelegi, care odată deschisă n-a mai putut încăpea nici în parametrii lor, știi, și aceasta ca un curent puternic care a deformat, înțelegi, în fine, în toate privințele, da? Și zic și în plus o să aibă și niște cadouri pentru toate sufletele care sunt implicate, da? Vezi tu, la portalurile alea numai sufletele lucrau, da? Și nimeni din ceilalți, că ulterior, după ce s-a distrus, s-au fost găsiți vinovați, că poate că dacă o parte sufletească încerca, să spunem, să repare eroarea, deși era cu cod, era codat de către el când l-a deschis, a știut ce face, da? Așa. Da. Deci, poate că s-ar fi putut închide, dar nimeni n-a vrut să ajute, da? Iar ei n-aveau acces la acel tip de informație, de energie, să spunem, să închidă asta, da? Așa. Da. Și deci are două variante, da? Varianta 1, să se întoarcă această parte sufletească, acest sine, da? Și să distrugă încă o dată tot, da? Distrugând și lumile pe înconjurătoare pe care le-a creat, asta ca să vă dați seama de puterea unui suflet, da? Așa, sau să continue să vină, știi? Și deci a închis pur și simplu, s-a dizolvat tot, da? Dar noi nu ne bazăm pe asta, ci ne ducem să vedem dacă au fost șterse datele. Da, au fost și despre el și despre familia lui, chiar și despre cunoscuți care sunt părți sufletești mai conștiente ca să nu poată accesa prin intermediul lor cumva, știi? Să le facă rău, adică, da? Este timpul să se mai teamă și entitățile. De fapt, ele se tem, dar nu arată. De? De ce credeți când în răpiri și asta nu pun mâna pe oameni? Pe energia omului frige, energia sufletului, da? În fine, da. Așa, să rezolvăm și cu dihania aslaltă, da? Spune că este din partea popei. Deci, sumarul, nu e sumar îmbrăcat, are, de fapt, n-are nici corp, are gât și mâini, știi, și cap în sus, dar și este băgat într-un cearșaf, așa, într-o vrochie, ca un cearșaf, până în pământ, da? Uite de unde vine tendința de a purta bărbații rochi, de la ființele astea și de la popi. Na, popii nu tot rochi poartă, na. În fine. Da. Știu ei ce știu, pentru că adună, coroborează energia, de asta îi îmbracă, înțelegi, să țină energia acolo, da? Și de ce îl pune pe popă să poarte pantalon pe sub sutana, care este practic ca un cilindru care adună energie, da? Deci nici rezidurile, ca și cum ar mătura pe jos, știi, și lins tot, nici rezidurile. Și îl pune să poarte pe el pantalon, pentru că pantalonul taie acolo, la mijloc, da? Unde se intersectează, taie energia, asta e adevărul. Și vezi că tot mai mult și femeile, noi femeile purtăm pantalon, da? Și deci, ca el, lui să nu-i rămână prea mult, în fine, da? Așa. Și deci este o entitate pe popă, da? Foarte veselă, da? Impresia că popa asta e cam bonom, așa, îi place să tragă la măseluță. Știi, ăsta care a fost cu pomană, așa, în familie, îi place să tragă la măseluță pentru că este, practic, cum să spun, e bonomă entitatea, așa, îl cheamă Smer, Smertic. Da.
Așa. Și da, dincolo de asta este o ființă reptiliană, știi? Care ființă reptiliană, deci a activat un fel de copie, da, dintr-o arhivă, în niciun caz din viața asta, că n-avea cum, ci pentru că s-a deschis portalul de durere spre jelirea părinților, deci de acolo s-a activat, da? Deci mergem din nou în acea viață, practic, și închidem tot aici, da? Vreau să treacă prin moartea acestui corp, da? Să lese ce aparține acestei vieți aici și să iasă pe partea cealaltă, conștient cum este în ziua de azi. Practic, ce importanță are, ce au mai fost, sunt stocate în supraconștientul colectiv, da? Așa, deci acolo s-a închis, acolo s-a deschis, acolo se va închide și în momentul când s-a dezactivat, când s-a închis, a dispărut și ființa aceea, da? Avea în mână un fel de tăbliță, așa cum scriau scribii, știi, cu un băz de lemn, știi, scrijeleau lutul și făceau diverse litere, da? Așa, și deci tot nota, știi, lua notițe băiatul, da? Așa, și în momentul când s-a dizolvat, deci noi am oprit această tăbliță, da? Nu sunt scrise cu litere sau alfabet, practic, da? Sunt scrise așa, e o scriere veche, știi? Da. Este o literă care se numește Gar, aici, în fine. Da. Da. Așa, și... Da, să șteargă, să o distrugă, practic, aceasta, da? El actualmente, cum să spun, ar sta acasă, dar nici n-ar sta acasă. Ei, când o să stea de tot acasă, să vedeți. Că toată ziua de telefon, o să spună, da? Deci, practic, nu se poate. Nu se poate, zic eu. Acum fiecare face ce vrea în casa și în căsnicială. Continua situația asta, da? Și el și ea se bucură când pleacă el, da? El că scapă de acasă, da? Ia să vedem dacă este vreo mândră prin câmpuri sau vreo intenție. Da. Îi văd o femeie, dar este din trecut aventura asta, da? Da. E o femeie care are o rochie ca de supraelastic, cum se purta pe vremuri, deci este în tinerețea lor, cum ar veni, da? Și cu mânecile goale, se purta ea, cam, se purta toată lumea scurt, dar ea se purta și mai scurt pe vremea aceea, da? Da. Și nu știu, îmi vine informația că era un fel de institutoare, învățătoare, educatoare, așa ceva, știi, și a fost o aventură, da? Atât. Deci nu se vede că ar avea o femeie, să spunem, unde se duce și asta, da? Adevărul că domnul are un profil fals de Facebook pe care se teme că îl descoperi, da? Se teme că îl descoperi, are un profil fals pe Facebook. Dar are un profil fals pe Facebook ca să o urmărească pe ea. Cu poză, cu tot, cu... Nu știu, ceva, Iulian, parcă numele, în fine, deci cu totul altfel, așa. Cu ocazia asta, dacă are un profil fals, omoare clona eterică care există. În momentul când atribuim un profil fals, deci se fac și copii, da? Adică noi nu mai suntem numai Cristina, suntem și rolul pe care îl jucăm. Deci ăsta este metaversul, da? Metaversul s-a făcut înainte de a fi declarat făcut, da? Așa. Și din moment ce se dezactivează lucrul ăsta și
toți până la ultimul foton să-i vină înapoi și, și e și el, da. Cât despre băiat, de exemplu, așa, văd așa este întunecat ca și cum poartă o vestă, da, care este închisă așa cu un fel de fermoar pe tot trunchiul, știi? În partea din față, așa. De loc sau poartă toată ziua? Este practic o protecție, dar pentru că el scoate tot felul de simțăminte negre, s-a negrit, ca și cum s-ar fi murdărit și trebuie spălat, trebuie primenită, trebuie făcut ceva cu ea. Știi? Și acum chiar că o dă jos să vadă, știi? Deci tot ceea ce era pe dosul vest este și pe corpul lui, pe trunchiul lui energetic, practic, aceleași imprimări, da? Cum ar da cineva cu rolul pe perete, știi? Exact la fel, da? Văd iarăși partea de frunte, așa parcă are o șapcă, până pe la jumatea ochilor, da? Dar eu interpretez asta, așa îmi vine informația, ca pe o fugă de lume, da? Da. Adică nu-l simt că este iubit, știi? Se simte iubit. De mamă, da. Da? De tată, parcă ar fi tot timpul în concurență și îi tot trântește că nu e în stare, da? Și el o face pe zmeu, că el e în stare de mult. Da? Așa. Bine că celălalt a scăpat cât de cât de sub influența lui, trăind în altă parte și poate a reușit să-și deplaseze parte din astea, da? Iar că nu este fericit. De ce? Nu, ce cauzează nefericire? Mai multe. Condiția de acasă, condiția de la muncă, da? Se gândește că are niște ani și n-are niciun rost, nu și-a întemeiat o familie, sunt multe la mijloc, dar n-are curajul și știi de ce n-are curajul? Pentru că nu vrea să se poarte în familie față de o femeie așa cum s-a purtat tatăl cu mama lui. Și atunci el n-are curajul să-și întemeieze o familie, da? Și apoi dacă și-ar întemeia, ar trebui să vină să stea aici cu părinții, da? Și dacă ar sta cu părinții, ar expune-o și pe potențiala parteneră la toate microconflictele, că doar nu sunt răsunătoare, da? Deci este în casa asta un fel de armată, da? Soțul generalului, acelea sunt soldații, da? Da. Și trebuie să-i execute tot, da? Ce folos că aduce de toate și în rest, să spunem, din punct de vedere a obștii este gospodar, da? Dacă toate acestea, cu fericirea cum stă, da? I-am spus, unde e fericirea familiei cu ajuns? Dacă tu scoți și ochii, știi, și le faci toate pentru demonstrații de ochii lumii, da? El deja nu mai face lucruri pentru el. El vrea să dovedească în afară, știi, să vadă ce a fost el în stare. Să facă casă, gospodărie și cum continuă el. Alea și alea, știi? Deci nu face lucrurile astea din suflet așa cu bucurie, cum s-ar zice, da? Da, da, le face că trebuie să le facă. Și normal că ceilalți care primez de la el prin intermediul egregorului de familie, da, primește și nefericirea asta, da? Da. Aici, după părerea mea, ca să se rezolve lucrurile, eu știu că ceea ce spun este aberant, practic, da? Nu din punctul de vedere al informației care o transmit, ci din punctul de vedere social, cum s-ar putea realiza. Ar trebui terapie de cuplu aici. Da? Da. Și continuat totuși terapia de părți, pentru că ea iar și-a scos în față partea de fetiță. Ea se apără intrând în fetiță. Când el este acasă, tu pui copilul pe tron, da? Și atunci el, văzând părțile lui, acționează ca atare, conform temerilor tale, da?
Deci o spun și o repet, o sesiune de părți egală cu zero. Da? Anulez de creaz, nu chiar. Știi? Are efectele. Deci gândiți-vă că toate traumele, toate purtările, toate combinațiile alea au stat zeci de ani acolo. Da? Când venim cu o sesiune de părți, practic ce facem? Ștergem praful. Da? Bine, care sunt conștienți și au avut intuiția să spunem să lucreze cu ei înșiși, deci pot rezolva mai multe. Sunt dezvoltați deja, da. Da, dar nimeni nu poate dintr-o sesiune de părți, da? Deci tu, cineva adun acolo 20, 30 de ani, 50 de ani lucruri și vine cu bagheta magică și zvan, da? Pentru că vedeți că toate astea creează interferențe, da? Conform fricilor lui l-au decodat și l-au găsit, da? Conform furiei lui, da? L-au codat și a intrat în acea cușcă cu entitatea respectivă și avea pe ăla în câmpuri, da? Pentru că, am zis, mintea fi, de ce el este învățat în nebucurie, în durere să acționeze, în nervi și în... atunci se simte el viu, da? Este ca și cum atunci când nu este mânios, nu este furios pe ceva, pe cineva, sau nu este în durere, atunci ca și cum ar muri, știi? Cam așa are programul. Da. Și bineînțeles că și la el este învățat din copilărie, da? Să facem această curățare energetică spre toți, a tuturor, și vreau să te uiți la puncte, să vezi ceea ce poate să scoată la ideală, da? Așa. Spune că a făcut comemorarea mamei și a participat la nunta nepoatei, dar doar la meeting, nu la ceva religios. Așa, nu a luat parte la celelalte ritualuri, spune. Da, dar totul în acest meeting, da? Totul și la, deci, și la restaurant unde s-au dus după aia, dacă nu avea loc cununia religioasă deloc și era numai o... dar nici semnăturile de acte nu sunt așa simple, după cum am văzut de curând, da? Așa, deci dacă tot codare este asta, da? Deci îi invit pe toți să scoată toate codurile și toate entitățile și toate conexiunile, toate contractele, permisiunile, promisiunile, acordurile, înțelegerile date acum și definitiv cu toate ființele și neființele care nu au în vedere cel mai bun interes al fiecăruia dintre ei. Și cu aceste două ocazii și să anuleze toate ritualurile religioase și de orice tip care le-au făcut ei asupra altora, alții asupra lor și la care au participat conștient sau inconștient. Da. Bun. În continuare, spune că simt o greutate ea care apasă pe inimă și uneori parcă bate iurea. Da, din... deci este acolo ceva care te apasă, da? O rămășiță, o asta. Deci noi o curățăm energetic, da? Dar tu în momentul când simți lucrul ăsta, știi ce trebuie să faci. Da? Deci este ceva care refuză, refulează, refuză să iasă, da? Azi puțin, mâine puțin, poimim puțin, toată purtarea asta, toată tensiunea asta din familie și dintre soți acolo se acumulează, da? Da. Și a fost și, cum să spun, cred că este groaznic să trăiești așa dual sim, știi, cum zic eu, da? Adică să ai aspectul tău de lumină și iubire și conștientizarea ta și să trebuiască să o faci pe contaminatul, ca să nu spun altfel, în fața celorlalți, ca să nu te judece, da? Deci situația asta are o ieșire, da? Ori ești afară și în față cu tot curajul și fie ce-o fie, spui ceea ce ești, așa, ori continui așa și te curezi tot. Asta este. Da. Da. Parcă inima energetică mai suportă multe. Suportă, deci acolo apăsarea asta este toată informația aceea care încearcă să vină spre inima ei, da? Pustoșii ăștia care încercau să bage în inima ei, da?
celelalte entități care încercau să se lege de ea. Oriunde mergem, oriunde ne ducem, da? Trebuie să avem curajul și determinarea, da? Și să spunem așa, practic, când vă treziți dimineața, sunt protejat pe parcursul întregii zile, da? Și sinele, dacă ești în legătură cu el. Și dacă nu cu anaminte, s-a pus în ușă cu mătura în mână, ca gospodină, da? Și deci, practic, ar fi, forma asta ar fi suficient. E, o curățare, cum ar fi la noi, trebuie curățări, pentru că lucrăm în domeniu cu așa ceva. Dar voi, oamenii simpli, da? Voi, oamenii simpli, așa, deci trebuie să aveți încredere în protecția voastră, da? Dacă tu te-ai temut, ai intrat. Culmea, când începi să mă înțepi și pe mine inima. Și asta am preluat și nu este a meu și trimit în vacuum. Nu trimit înapoi de la unde m-am contaminat, pentru că este un act de răutate să faci asta, da? Da. Bun. Mai spune că obosește dacă merge repede sau urcă scările. Da. Suflu. Suflu. Respirație ineficientă. Ineficientă, da? Și mie îmi vine și modul cum își tratează corpul. Adică nu prea are grijă de corpul ei. Nu că nu-l spală, nu-l îngrijește sau nu-l hrănește cu ce e bun. În alte moduri. Nu-și iubește corpul. Nu-și se uită, se critică încă, se înțelege. Pune mâna și iubește corpul și întreabă, stați la masă cu corpul cum a stat de vorbă cu un prieten. Și începe, corpule, sau face o meditație. Corpule, de ce ai avea nevoie? Ce mai vrei tu? Cum mai ești? Ce te mai doare? Faceți lucrul ăsta. Vă puneți în altă poziție când dialogați cu eu. Nu mai sunteți corpul, da? În fine. Da. Deci acum se repară tot ce este de reparat, da? Dar dacă apare sentimentul ăla de insuficiență, și durerea va apărea înapoi, da? Deci eu am avertizat, am spus, da? Insuficiența, adică este senzația că nu este suficientă pentru el, da? Sau nu este suficient de curajoasă să se spună în față, sau asta este situația, da? Lumea încă n-a învățat să trăiască împreună cu convingeri diferite, da? Da. Sunt atâtea familii care trăiesc împreună, bune soții la unii, chiar soții sunt conștienți și soțiile in, și sau viceversa, mai des, ce drept, așa, și ăia stau cu sfinții lor, dar nu s-au despărțit, da? Da. Deci, continuăm, bineînțeles că bilateral, prin orice, se contaminează unii de la alții, asta, fără doar și poate, știi? Și ar trebui să stea mai des pe la curățări, da? Da. Pentru că vedeți voi, frica de contaminare, cine o creează? De obicei, mintea fizică, da? Și atunci voi vă așteptați cu curățările voastre, unii, da? Să vă rezolvați singur problema pe care tot mintea a creat-o. Păi mintea o vede ca o creație, da? Ca un tablou pictat, da? Nu o vede ca ceva care trebuie eliminat, că ea e, da? De asta câteodată trebuie cineva din afară, știi? Ca să perceapă în mod obiectiv lucrurile, da? Sau chiar clientul însuși, dar cu condiția să nu mai stea în poziția de minte fizică, da? Autohipnoză, de exemplu, da? Care poate și știe să manevreze lucrul ăsta. Așa. Da. În continuare, spune că se simte permanent controlată din soț, care dă ochii. Așa. Cum mă mănâncă ochii. Nu știu de ce, deci am pus asta e pe frate. Dar nici bine nu mi-e fără ea, așa că am pus-o la loc. M-am mâncat ochii, da. Dispune din nou, te rog. Se simte controlată din soț, îi dă indicații și face observări. Deci, oglinzile, da?
închipuie ceva că stați față în față cu partener sau cu cei din familie, da? Și aveți o oglindă mare pe piept, da? Și partenerul nu se uită la tine, ci se uită în oglinda ta și tu te uiți în oglinda lui, da? Deci, am explicat, fetița exprimă frica, da? Tatăl o controlează, că are ceva de controlat, da? Rupă-se odată legătura asta și refacă-se la părți legătura normală, soț-soție, da? Da. Dar, acum s-a curățat, repet, momentul când ea iar se va refugia în fetiță, da? Voi nu simțiți când sunteți copilul interior? Da. Trebuie să vă simțiți, vă învățați să vă simțiți părțile. Când, ce sunt eu în clipa asta? Întreabă-te. Da. Când ți-e frică, ce ești? Că nu ești tu adulta. La adulți nu le este frică, că îi spune soțul de telefon. La copilă este frică, da? Dacă știi câte fetițe vin la vale, așa cu gentuța, multe, 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 multe. Toate fetițele care s-au înșirat, știi, când a fost un conflict de genul ăsta, da? Da. 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 N-ai cum, n-ai cum să-l faci pe el, înțelegi, practic, decât prin rezonanță cuantică, da? Adică este genul de partener, tu te luminezi și el împrumută de la tine, puțin câte puțin, știi? Prin oglindire mai evoluează și lui părțile și așa, altfel nu se... Adică nu-l văd trezit pe viața asta. Dacă ai vreo speranță că se va trezi, îmi pare rău, da. Adică nu îmi pare rău, că stau o informație, da? Da. Nu și-a pus în plan să se trezească, da? Nici măcar acum când au dat ăștia pe goarnă că există extratereștri în Congresul American, da? E, tot e bine, că ăia care ne făceau în toate felurile, știi, le s-a închis gura cumva, da? Dau ei răspunsuri pentru toate, știi? Precum... Da. Persoana aia cu câ, care stă în centru și agață bărbații, știi? Da, așa, în fine. Ca unde o fi stă în picentură? Da. Așa, anulăm de creier. Canalul și portalul, da? Da. Văd așa, în câmpurile băiatului că vrea motocicletă. Și s-a năzărit lui că s-a deplasat mai ușor, da? Da. Așa. În câmpurile bărbatului, da, o geacă așa foarte elegantă cu partea de stofă și pe dos movalie așa la culoare, cu fermoar, știi, da, elegantă. Vrea o geacă de aia să-și ia, așa. Apoi ceva în legătură cu un cățel alb, da? Cum ar fi un caniș, da? Ca și el iubește animalele, dar nu este așa de blând cu ele. Adică este aspru și cu animalele, da? Și să știi că de multe ori frecvențele lui parcă ucid esențele animalelor, nu esențele, animalele în sine, înțelegi? Da. Adică este mult de curățat acolo și iarăși este, da? Așa, da. Și câteodată, deci asta se duce și la plantele pe care le pune în lunile călduroase, da? Dacă el vine cu o energie de aia, cu o frecvență ucigătoare, și normal că așa. Da. Știi, se întâmplă lucrurile astea, da? Deci trebuie o curățare și o purificare, practic. Deci, curtea arată parcă este plină de găuri de canalizare, da? Portarul fluide. Așa îmi vine, da, știi? Și se închid toate, da? Toate animăluțele, da, în sursă la curățare și apoi când se întorc se conecteze cu mama Terra și energia pură a apei, da? Da. Deci haideți să-i conducem într-un spațiu de lumină și iubire, unde acele bucăți din ei care se iubesc să refacă legătura, să se îmbrățișeze, da? Să refacă comuniunea, da? Mamă, tată, da, fiu, cum ar veni, da? Da. Deci a apărut fiul mic, aș cum avea vreo 2-3 ani,
Cred că de atunci n-a mai fost o efuziune sentimentală între ei trei odată. Și acum crește, crește, știi, până a devenit adult, da? Da. I-a spus viața practic, deci este așa cum o faci. De ce vrei tu să o faci, să o trăiești în tristețe sau în asta? Și după aia să vii iar și iar să refaci ceea ce n-ai putut în viața asta, da? Da. Deci s-au curățat și de toată partea asta nanitică, da? La asta m-am uitat, da? Da? Și a scos, deci, de senzația de mâini și picioare grele, da? Când stau ei amândoi în pas, nu vă gândiți că nu se ia, da? Se ia, deci naniții ies prin călcâile lui și intră prin tălpile tale. Ce crezi că dacă, da? Da. Mai ales dacă ai și vreun vis mai tumultos, da? Și într-o vibrație mai joasă sau, da. Multă înstrăinare, multă între ei ca soți. Înțelegi? De afară programele astea, da? Să refacă programele din sursă, da? Acum, să fie ea sinceră, să ducă după ce ascultă sesiunea asta la oglindă, da? Și să se întrebe, eu îl pot iubi în toate felurile pe omul ăsta? Și până nu vindecă ceea ce iese din răspuns, să nu se aștepte la un răspuns complet nici de aici. Bun, să revenim aici acum, să-și curețe împrejurimile lor, să conecteze cu energia pură a apelor, așa, să-și curețe casele, casa lor. Da, și anexele, și animăluțele, curtea, plantele, tot, da? Da. Spiritul adevărat și necontaminat al mamei Terra, energia pură a apei și de la iubirea din sursă, da, și să-și refacă structurile, da, și mochetă de foc. În casă, da? Și întotdeauna când primește banii, să-i binecuvânteze, da? Nu binecuvântat într-un, așa că a luat cuvântul ăsta, l-a luat popii, da? Despăl în două și iese, adică vorbești de bine, da? Adică bucură-te de energia asta care a intrat în casă în felul ăsta pentru că Universul ți-a dat răspunsul la anumite dorințe, să spunem, da? Da. Dacă mai au un mesaj pentru părțile lor fizice? Mesaj pentru partea fizică poate fi numai pentru ea. Pentru că și băiatul mai dă kicks-uri cu spiritualitatea, iar el... Da. Nu vrea să audă de așa ceva, da? Și știi de ce nu vor să audă unii? Pentru că ei sunt în mintea fizică și mintea fizică vrea control, da? Ori astea sunt lucruri pe care ori trebuie să pună mâna să le învețe, da? Și să restructureze tot ceea ce este deja știut, da, fapt care pune mintea fizică în stare de lucru și ori ea... Deci, protejează întotdeauna energia, știi, care s-ar putea cheltui prin asta, da? Pentru că este un fel de ceas care tic-tac, tic-tac, măsoară timpul vieții, știu eu. Sau ce să-i spun, cu totul altceva, na. Am dat și eu un exemplu, știi? Și atunci, practic, acest mecanism care se numește mintea, e un mecanism, e o ființă vie, da? Chiar dacă aparent este ca o ființă înăuntru nostru, așa cum sunt toate părțile, da? Așa, și deci ăsta se protejează pe sine și dacă se protejează pe sine, atunci își conservă și energia, da? Pentru că ea știe că merge atâta timp cât este energie. Nu este energie, nu merge. Da. Eu mi-aș lua o tabletă mare în loc de telefon. Dar mare, așa, cât ecranul computerului, da? Și în loc să o vadă cu telefonul în mână care se poate pite prin buzunar, aș sta la dita mai tableta.
Deci nu se poate continua așa, ca să te temi de propriul tău soț. Da? Eu nu știu, nu vă înțeleg. Pe voi, femeile astea, adică anulez de crez, nu vă înțeleg eu ca ființă fizică pe voi. Da? Eu pentru mult mai puțin m-am dat deoparte. Să mă controleze pe mine așa cineva? A, n-aș fi putut. Să colaborez este una, dar să fie situația asta de control este destul de dificil. O înțeleg din toate punctele de vedere. Mai puțin de ce permite. Adică înțeleg și din punctul ăsta de vedere, dar îi atrag atenția, să spunem, da? Să se uite în direcția aia, da? La fetiță. Da. Dacă suntem gata, atunci o să o lăsăm să meargă.